un război în altul. Este povestea unui medic militar care abia întors din prima linie a conflictului sângeros din Mali, Africa, acum înfruntă coronavirusul în România. Este în prima linie la spitalul Rol 2 de lângă București. Echipa Observator l-a întâlnit în teatrul de operații, acolo unde salva viețile camaraților. Ștefan Zachiu este medic anestezist de terapie intensivă la Spitalul Militar. Înainte de pandemie, timp de 4 luni, a fost în Mali, Africa, în teatrul de operații unde a salvat viețile militarilor căzuți victime ale atacurilor teroriste cu dispozitive explozibile improvizate. 2 elicoptere complet utilate țineau locul sălilor de terapie intensivă. Practic, poziția mea, și vedeți că sunt destul de mărunt, este în genunchi tot timp. Deci din start este și asta dificil ca și medic să desfășoare activitate. Închipuiți-vă că aș avea și casca aceea balistică, vesta de care vă spuneam. Să spunem de exemplu că pacientul ar avea nevoia de ventilație mecanică. Eu ar trebui să vin aici, să-mi iau laringoscopul. Aici ar fi capul pacientului și eu ar trebui să mă chinui să-l intubez. Vedeți din start că poziția mea este extrem de disconfortantă. Din fericire, experiența clinică este cea care poate învinge această dificultate tehnică. O cu totul altă experiență decât cea de care am avut parte. Este un mediu nou de lucru. Întors acasă, experiența clinică este cea care l-a ajutat într-un alt fel de război, de data aceasta cu un inamic nevăzut. Suntem aici unde, să zicem, țara ne cheamă, așa cum am răspuns și provocării care a însemnat teatrul de operațiuni Mali. Pot spune foarte rău la încercare, răbdarea și sufletul, pentru că depărtarea față de cei dragi, atâta vreme cât în primul rând ești medic și ulterior scoți pistolul ca să te aperi, nu? Deci militar. Depărtarea de cei dragi este o încercare extrem de grea. Extrem de grea pentru care aproape nu există preț. Aproape nu există preț. Viețile salvate îl fac să continue lupta. Imaginile de la terapie intensivă din spitalul Rol 2 arată cât de gravă este starea pacienților infectați, dar și eforturile pe care le fac minut de minut medicii de a-i ține în viață. Experiențe care au venit ca un tăvăluc peste mine, recunosc, peste noi toți ca și societate. Pentru mine personal, provocarea acestei foarte frumoase profesii, cea de medic militar, a însemnat și înseamnă foarte mult sacrificiu. Am o familie superbă, minunată. În ultimele 8 luni, eu am stat cu ei nici măcar 2 luni jumate. Un sacrificiu pe care și l-au asumat și el, dar și ceilalți colegi atunci când au îmbrăcat haina militară. Prin sufletul fiecăruia se poate îmbunătăți tot ceea ce poate însemna România. Este credința mea de suflet. Spitalul Rol 2 de pe terenul Institutului Ana Aslan este prima formațiune militară ridicată în lupta împotriva COVID-19. Acum sunt internați acolo 51 de pacienți, dintre care 6 sunt la terapie intensivă.